Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Dacă vă este poftă de salată de bœuf în timpul postului, încercați această rețetă delicioasă și rapidă. Rețeta este foarte simplă și pentru maioneză puteți folosi una din multele variante fără ouă. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de aproximativ 800 de grame de cartofi, de preferat roșii, de o jumătate de kilogram de amestec mexican congelat. Mie cel mai simplu mi se pare așa. Conține morcov, mazăre, păstei, boabe de porumb. Ne mai trebuie 200 de grame de maioneză de post, cumpărată sau făcută de noi. Pentru maioneza din pufuleți, absolut delicioasă, dați click aici sus sau găsiți link în descriere. De 4 castraveciori acri, de preferat la oțet, de zeama de la o jumătate de lămâie, adică 2 linguri, o linguriță de sare și o linguriță de piper. Pentru început, punem în crăticioare separate legumele și cartofii acoperiți cu apă. Punem și sare. Legumele le vom fierbe 10 minute, apoi le vom scurge și lăsa să se răcească. Cartofii vor fierbe până când furculița pătrunde ușor, apoi îi vom lăsa să se răcească, îi vom curăța de coajă și îi vom tăia în cubulețe mici. Mergem cu crăticioarele pe foc. În maxim 30 de minute avem gata și cartofii cubulețe și castraveciorii acri. Am mai rămas să le combinăm pe toate. Punem într-un castron încăpător cartofii cuburi, amestecul de legume rece, castraveciorii cubulețe, punem și maioneza, și piperul. Amestecăm bine totul. Gustăm și ajustăm după placul nostru. Mai putem adăuga muștar, zeamă de lămâie, sare, piper. Astfel am obținut o salată sănătoasă și absolut delicioasă. Să vă fie cu folos!